Am revenit, preotul Dan Damaschin de la Biserica Maternității Cuza-Vodă din Iași este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, părinte, și bine ați revenit în jurnal. Bună seara, doamne, bine v-am regăsit. Crăciunul devine o sărbătoare cu sens mai profund pentru 8462 de copii. Datorită dumneavoastră, dar și a voluntarilor pe care îi aveți în preajmă, a sutelor de voluntari, a miilor de donatori, de oameni cu suflet mare, care au ajuns la acești copii, care ați ajuns la acești copii cu daruri și încă urmează să ajungeți în cursul zilei de mâine, îmi spuneați ceva mai devreme. Da, slavă Dumnezeu! O campanie foarte amplă, trebuie să recunoaștem, da, care se numește Grăuntele de Iubire. Da, am plecat de la grăunte de muștar, întrucât așa am gândit noi o campanie în care să semănăm grăunțele pentru a crește oameni mari, muștarul fiind acea plantă care din semințe mici face arbori sau arbuști mult mai mari comparabil cu alte specii, iar este și mesajul biblic în acest sens. Iar acum, pentru că vine Crăciunul, iar Dumnezeu se naște în lume pentru că ne iubește, să dorească iubire, ne-am gândit că trebuie să semănăm grăunțe de iubire. Desigur, după proiectul din toamnă, grăunțe de muștar, credeam că vom avea undeva de în jur de 7.500 de copii, pentru că s-au mai găsit alți copii mai nevoiași în această perioadă de criză economică, care să ne ceară ajutorul pentru a fi îmbrăcați. Am ajuns undeva la 7.500 în luna noiembrie, când am lansat proiectul, doar că mediatizarea acestui proiect, care este întrebă ceva inedit la nivel național, local nu mai vorbesc, bănuiesc, dacă trecem graițile, nu ar ne întâlni cu astfel de proiecte. Și pe lângă mediatizarea în sensul bun al cuvântului, au venit și alte multe solicitări. Oamenii au descoperit că undeva la Iași sunt niște oameni care muncesc pentru oamenii aflați în nevoi și ne-au cerut ajutorul. Bineînțeles că nu am să spunem nu. Și a trebuit să reconfigurăm lista și am ajuns la 8.462 de copii. Avem cifra exactă. Fiecare dintre acești copii a primit câte un dar consistent, câte o pungă consistent. Am văzut și imagini pe pagina dumneavoastră de Facebook. Cei care doresc să vadă pot accesa pagina dumneavoastră de Facebook. Îmbrăcăminte nouă, trebuie de specificat, încălțăminte. Da, din piele, așa cum obișnuiți. Da, ne-am propus să dăm acestor copii lucruri de foarte bună calitate, pentru că este posibil ca ele să fie singurele obiecte vestimentare în această perioadă cu vreme defavorabilă în zona noastră a Moldovei, și am plecat de la ghetuțe de piele de calitate, cu talpă bună, piele interior-exterior, călduroase. Am plecat apoi la o geacă groasă ca să facă față și frigului ce urmează în această perioadă. Ne-am gândit pantaloni, bluză, eu știu, lenjerie pentru copilași, lenjerie intimă, și nu am încheiat pachetele, dacă nu am pus în el, bineînțeles, și pentru articole de igienă personală și curățenie, iar pe deasupra un pachet alimentar cu carne, produse semi preparate, lactate, iar în funcție de donații care le-am avut, am mai adăugat dulciuri, fructe și așa mai departe. Iar în total, părinte, vorbim de tone întregi de astfel de da, produse. Puțin spus, mă uitam acum. Ați făcut și totalul sau încă nu ați reușit? Urmează să trageți linie. Gândiți-vă că fiecare pachet de carne are 2 kg de pastramă, cărnați și produse semi-preparate. Numai acolo vorbim de aproape 20 de tone de carne. Detergentul, câteva kilograme detergent, gent, șampon, paste, săpun și așa mai departe. Ghetele normale au un kilogram și ceva, de cât țin eu minte. Vorbim de zeci de tone de produse care au necesitat o forță umană uriașă timp de, iată, 2-3 săptămâni, ne mai vorbim de numai pentru sortaie și distribuie, nu mai vorbim de recepționare acestor produse. Ba, am dat și cartofi, am primit produse din zona Suceve, de la oameni dragi de acolo, foarte multe produse de acest fel, și când am mers la partea omului, bineînțeles că am lăsat și un sac de cartofi, am lăsat și, eu știu, alte toate produse, făină. Toate binevenite. Vorbim de copii care nu au tocmai un mod de trai decent,
Majoritatea sunt din... Se mai întreabă oameni, de unde vin acești copii? Sunt din România. Nu știu dacă deci statisticile la... noastre oficiale ajung în fiecare cătun, dar trebuie spus, respectat și tare, că doar în județul Iași avem 57.000 de copii care fac foame, în sensul real al cuvântului, nu facem metafore aici, și asta pentru că au acasă 5-6 frați, părinții fie că sunt prea departe de oraș și lucrează cu ziua, sau mamele cresc copiii în brațe, nu au niciun venit în afară de locația copilului. Iar dacă mai avem un an, să spunem, catastrofal pentru agricultură, cum a fost anul 2020, unde nu prea s-a făcut mai nimic pe câmp, așadar oamenii aceștia sunt nevoiți să trăiască doar din ajutoarele de la stat, care sunt infime, dar fiindcă numai cât că pâine la o masă costă câteva zeci de lei în aceste familii. Curentul este la fel de scump ca la oraș, lemnele sunt mult mai scumpe decât încălzirea pe bază de gaz sau termocentrale, încât viața este foarte scumpă și grea pentru aceste sufletele. Ce ați citit pe chipurile copiilor când ați ajuns la ei cu daruri? Mulți sunt mai tăcuți, asta am remarcat. E puțin spus bucurie, puțin spus confort. E vorba de încrederea pe care un copil o capătă atunci când vede că se gândesc și oamenii și se gândesc la cineva se întreabă la ei, încrederea în forțele proprii că vor putea să facă față, începând la faptul că se încalță într-o gheată frumoasă și o hăinuță și știe că merge colinda mâine seară, să spunem, și în ultimul rând am spus faptul că va merge la școală peste câteva săptămâni cu bine, sperăm noi, după ce o să mai scădem în statistici ca și probleme medicale, va merge la școală și se va simți și el în rând cu colegii care au avut șanse mai mari poate în această viață până acum. Iar dacă ar fi să vorbim despre acei oameni cu suflet mare, spuneam că sunt mii la număr chiar, v-au contactat, spuneați, și din Suceava și din alte județe ale României și din afara țării. Da, sunt aceștia? Deși lumea se plânge că lumea este din ce în ce mai rea. Eu sunt copleșit de câtă bunătate poate dărui Dumnezeu atunci când vorbim de acțiuni sincere în care credem cu toții spre fericirea celor din jurul nostru, și începând de la bunicuțele care își goresc conturile pentru că spun că nu mai au nevoie de bani de momentale, că o să îngroape acum copiii sau nepoții, așa, până la... Optimiste, nu? Da, am avut și astfel de bunicuțe. Mergem cu copiii care își pargă pușculițele în care au economisit ani de zile. Na, ne pare rău de doamnă de la bancă, dar vor avea de numărat sau au de numărat de pe urma noastră. Mărunțiși, vorbim, nu? De studenții din Iași care, deși în o mare parte plecați din, fără voia lor, din cămine, au făcut campanii pe internet, activ acțiuni și au îmbrăcat și... Foarte importantă această promovare și pe internet. Solidaritate și promovare la care se pice mai bine ca mine, probabil. Exact, așa. Dumneavoastră aveți și alte treburi, adică aveți foarte multe treburi. Da, vă spun că ei sunt mai tieși, sunt mai obișnuiți cu minunatea aceste de comunicare rapide. Apoi vorbim de oameni simpli care consideră că nu se pot bucura de sărbătoarea nașterii Domnului dacă nu împart bucată de pâine cu un suflet care nu are aceasta. Așa, și mergem din orașul Iași, trecem granițele județului Iași, ajungem în întreaga țară, mergem peste Otaie și peste Carpați în întreaga Europa, ajungem și în America, unde au fost oameni care s-au mobilizat în parohii, slavă Domnului, au fost foarte multe parohii, comunități parohiale. Vorbim de români? De români care au găsit cuvință să se investească în România în această formă, știind că au plecat de aici datorită greutăților pe care le-au întâmpinat, vor să găsească acasă o România mai frumoasă. Și atunci comunități mari din nordul Europei, în special Părintele Macare, din zona Parisului, Părintele Iosif și peste ocean, în statul om din Arizona, de la Căldură, de acolo, oameni care au spus: Părinte, vrem că venim acasă să găsim oameni. Nu vrem să ne trezim între ceșetori și infractori. Vrem să faceți pentru acești copii tot ce vă stă în putință pentru a fi fericiți și a merge la școală. Sunteți de acord? Bineînțeles. Și apropo de acești oameni, Părinte, și de această perioadă de dinaintea Crăciunului, sunt mai aplicați oamenii la nevoile celorlalți în această perioadă sau nu neapărat? Cred că da.
Multă... E și semnificația așa. Crăciunului da, într-un da, fel da, să deci vorbim, se ajutăm vorbim pe în primul rând de faptul că o pregătire pentru Crăciun te obligă să te apropii de cel de lângă tine. Nu poți spune că îl iubești pe Dumnezeu care nu iubești dacă nu îl iubești pe aproape tău, asta o spune Evanghelia în mod categoric. Te obligă să nu mai fii indiferent. Tocmai, renunți la tine, te smerești, renunți la propriile tale slăbiciuni și plăceri pentru a te dărui cel de lângă tine. Dar pe de altă parte, iată că acest an diferit, din păcate, sub multe aspecte negative față de alți ani, ne-a dus și pe noi, pe mulți noi, în dificultate. Nu uitați că o mulțime dintre oameni și de aceea au suferit și ei prin spitale sau izolați în carantină în casele lor. O parte dintre noi au pierdut chiar oameni dragi, apropiați în această perioadă, încât au început să vadă cu alți ochi ziua de mâine și dacă acum de Crăciun nu vedem, am zis, adevărată bucurie și speranță așa cum se cade, atunci când o mai reușesc să mai... Mă uitam acum pe pagina dumneavoastră de Facebook și una dintre postările recente, acum 4-5 ore, conține o fotografie cu niște chei. Vă las pe dumneavoastră să spuneți despre ce este vorba. Sună așa, urgent, avem nevoie de îngeri cu chip de om pentru ziua de Crăciun. Ce fel de îngeri căutați? Ia spuneți-mi. Vom încheia anul acesta, să spunem, deși noi se mânce și pe 31 ianuarie și pe 1 ianuarie. Oricum, e spre sfârșit. Dar într-un mod simbolic, încheiem acest an încercând să predăm oficial căsuțele care anul ăsta au fost făcute, locuințele care au fost făcute pentru familiile nevoiașe cu cele mai mari încercări. Le-am pus pe hârtie de dimineață și am văzut că sunt 15. Sincer, pierdem șirul de multe ori la câte șantiere și activități suntem implicați. În afară de fapt că de fapt se mai lucrează la încă două centre sociale cu eu știu o creșă pentru copii. Și încă mai aveți așa. Surprize, abia și, așteptăm să le povestim. Și încă ceva. Am zis că nu e zi mai frumoasă, mai poate decât Crăciunul, în care să dăm aceste locuințe oficial în folosință și plecăm de locuințe pe care le-am ridicat în zona Neamț Vânători, în zona Suceava, la Salcea, venim în județul Iași, Mădăjac, Popești, Mogoșești, Uricani și, desigur, intrăm în orașul Iași, unde și aici au fost încă multe locuințe date mamelor cu mulți copii, mamelor rămase efectiv pe stradă, pe care le-am găsit fie în bordeie, fie pe malul Bahlui, să spunem, în condiții inumane, sub nicio formă nu pot supraviețui copii acolo și cu ajutorul oamenilor dragi care s-au mobilizat, am spus, le-am dat acest copii șansa la o nouă viață, de fapt. Aceste familii deja s-au mutat, știm, care în vară sau încă urmează. O bună parte, o mică parte s-au mutat, o altă parte așteptau cu sfânt la gură, poate pădurile va așa. Și lucruri. Azi de Crăciun vom mai avea retușuri la câteva dintre ele, mici retușuri în ianuarie, imediat după Sfânt Vasile. Incredibil cum v-ați mobilizat. Dar nu vrem să lăsăm pe nimeni sau nu vrem să ne călcăm cuvântul acolo unde l-am dat, pentru că, pe de altă parte, sunt foarte multe solicitări în zona aceasta și nu putem lua noi rolul atât puternicului stat. Ce vârste au acești copii? Păi dacă mă gândesc la Vasilică, care încă nu are jumătate de an de la Popești, dacă mă gândesc la fețea Mădeline, care nici cred că nu are anul, cel mai mare al ei, având, sunt 8 copii acolo, cred că are undeva 13-14 ani, eu știu, mă gândesc la copilul Birke de la Neamț, are un copil de 2 ani și bolnav cu inimioara, sau la lăcrimiera în tătăraș, în apartament, Andreea cu 3 ani, cel mare undeva 16 ani și are 10 copii. Avem toată gama, cu toată gama copilăriei este acoperită în cazul familiilor noastre dragi. Multe, multe fapte bune. Ce înseamnă toate aceste fapte pentru umerii dumneavoastră, mă întrebam, chiar înainte să intru în jurnal, și cum reușiți să duceți la înseamnă o mare responsabilitate, pentru că de parte vorbim de această încredere pe care ne oferă oamenii pentru a face ceea ce este mai bine cu bănuțul câștigat de greu. Pentru încredere, în primul rând. Pentru încredere, deci o mare responsabilitate. Sunt ceasul buie de noapte în care te gândești cum să folosești mai bine bănuțul pentru a
oferi cât mai mult ajutor. Asta poate și explică de ce se fac atât de multe lucruri, încercăm să facem economii cu tot ceea ce înseamnă infrastructură, personal, sedii, birouri, să fim cât mai limitați. Și apropo de economii, părinte, ați negociat foarte mult fiecare pachet al copiilor. Da, ați reușit să ajungeți la un preț mic chiar, am putea spune. Încercăm ca fiecare partea noastră să fie și un colaborator în proiectele noastre. Asta și explic de ce, să spunem, domnule Cai ne-a oferit produsele de încălțăminte, o peche de ghete de piele, undeva 80 ceva de lei pe piață. Vreau să văd și eu un loc în România unde se cumpără o peche de ghete de piele la acești bani. Mi-au dus câțiva oameni donații de piele ecologică la un preț aproape dublu din magazinele noastre. Pachetul de carne, 3 kg de carne la 30 de lei. Exact. Oamenii fac și ei eforturi foarte mari, încearcă să-și asigure cel mult costurile în aceste relații cu noi, încât negociul este mult spus. Încercăm să-i convingem pe oameni că dacă suntem și noi darnici, Dumnezeu va fi mai bun cu noi, sau deja este bun cu noi, dar trebuie să spunem și noi cu puțină bunătate. Ne și apropiem de sfârșitul jurnalului. Care este mesajul pentru toți copiii, părinte? Da, pentru copiii mari și copiii mici și copiii mari ca noi, nu trebuie să uităm că pe 20 decembrie nu este ziua lui Mărcă, ci este ziua Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu din cer se coboară la noi pentru a fi cu noi și a ne face pe toți buni. Adică suntem chemați să trăim viața în bunătate, în dragoste, în dăruire și în speranță. De aceea suntem efectiv chemați la un nou mod de viață. Un mod de viață în care toate aceste povestiri frumoase despre Iisus, despre nașterea Lui, să devină realitate în viața noastră. Nu uitați, dragilor, Iisus se naște într-o iesle, o iesle sărăcăcioasă, într-o peșteră întunecoasă și rece. Putea să scăpe foarte bine în sanctuarul, în altarul templului înconjurat de aur și pietre scumpe. Alege să se nască într-o iesle pe care o transformă într-un nou centru al lumii, ce este Betleemul de astăzi, și cred că dacă noi lăsăm pe Iisus să se nască în viața noastră, să se sărășulească cu binecuvântarea și cu harul său, fiecare dintre noi ne transformăm din peștera rece într-un centru al lumii, care de fapt de mult Dumnezeu suntem aleșii Lui. Vă dorim să aveți parte de un Crăciun binecuvântat. Crăciun frumos cu Domnul Hristos tuturor și dumneavoastră, Betleem, care ne-ați atât de aproape și atât de mult ne ajutați. Vă mulțumim tare, tare mult. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.